Hepatita este una dintre cele mai frecvente boli întâlnite în județul Olt. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina spun că nu este lună în care să nu apară noi cazuri. În luna martie, la nivelul secției noastre de boli infecțioase, s-au înregistrat 5 cazuri noi de hepatită cronică, dintre care au predominat cele de etiologie virală tip B. Vârsta medie a pacienților este trecută de 45 de ani. Mulți dintre bolnavii vechi urmează tratament prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt. La Casa de Asigurări de Sănătate Olt sunt în tratament 177 de pacienți cu hepatită cronică virală, din care 80 sunt pacienți cu hepatită virus C și 97 cu hepatită virus B. Deși tratamentul este singura soluție pentru bolnavii de hepatită, mulți dintre ei sunt nevoiți să îl întrerupă. Creșterea viremiei sub tratament se consideră rezistență sau lipsă de răspuns terapeutic și impune oprirea tratamentului. De anul trecut și până în prezent s-au aflat în această situație 19 pacienți. Cea mai des întâlnită cale de transmitere a hepatitei este contactul sexual neprotejat, spun medicii. După cum știți eu, hepatitele cu virus B și C sunt hepatite cu transmitere parenterală în primul rând, dar și pe cale sexuală. Deci măsurile sunt să evite contactele sexuale cu persoanele necunoscute, tratamentele parenterale să fie făcute în spital, sub supraveghere. Oboseala este primul semn al îmbolnăvirii, iar dacă această stare se prelungește, este bine să facem urgent un control.